Mireasă pentru fiul meu. Cum e să te trezești dimineața și să ai cafeaua pregătită, să primești flori și îmbrățișări tandre din partea iubitului? Pentru Cristiana n-a fost un vis, ci dulcea realitate. Hai că n-am făcut în viața mea și eu. Ești bine? Da. O lună. O lună. La mulți ani, că la multe luni nu vreau să zic. Vreau să zic da. La mulți ani. Am. Deja mă imaginez așa cum suntem acasă și pe cafeluța, ceea ce nu se întâmplă foarte des acasă. Sunt fericit. Da? Nu așa de voi. Credeam eu vreodată că o să se întâmple așa. Nu credem. Așa cum? Așa să mă trezească cineva, să ne bem cafea. Sperăm să nu ne mai certăm. Da. Că nu-mi place. Va fi inevitabil. Dacă pe Cristiana a bucurat-o surpriza, pe Maria a cam indispus-o. Sunt la Mariana muzicală. Ce frumos. Dimineața la 7. Doamne, ce curioasă, doamne. Dimineața la 7, voi erați când a început muzica? Când a venit Mariana, erați la baie, nu? Erați ieșite. Ea era plafon. Când a auzit muzica, cică-că. A ieșit? S-a dus la... a văzut pe Mariana pala aia? Da, s-a dus acolo. Doamne, dar nu știu. Da, stai acolo, e momentul lor, mă duc să-ți ies cu trate. Să nu știi că le-am jinit la Teo. Da, ea e prezența pe aia. Da? Mamă, da, s-o fie. Hai de mine. Când ai văzut-o dimineața? Era prima. Dimineața s-a văzut cu maserica arsă. Te-a speriat sau cum? Ei, da, curioasă, nu știi cum e ea. S-a dus acolo la ușă să vadă ce-a și cum. Tu era momentul lor de intimitate.